O situație atipică a fost identificată de un localnic în piața agroalimentară din municipiul Fălticeni. În luna mai, Vasile Rusu, în vârstă de 55 de ani, a făcut o sesizare scrisă la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în care arată că un lucrător de la salubrizare din cadrul administrației pieței Fălticeni, după ce mătură între tarabe și la ghena de gunoi, muncește apoi într-o carmangerie din piață, la tranșat și la tocat carne. Acest domn Rusu Vasile, care a făcut sesizarea care este înregistrată pe data de 20, a mai făcut în luna mai și după informațiile pe care le am eu și de anul trecut a tot făcut sesizări cu această carmangerie care se află în incinta pieței agroalimentare din Fălticeni. Din toate sesizările făcute de acest domn, nu s-au confirmat cele spuse de dumnealui. Deci, acțiunea a fost extinsă de inspectorii ai Direcției Sanitare Veterinare și la domiciliu acestui cetățean care are carmangeria în piața agroalimentară s-au verificat și nu s-au confirmat cele spuse de domnul Rusu. Reclamantul a declarat că în data de 18 iulie, în timp ce se afla în interiorul pieței, a observat iarăși măturătorul după galantarul din măcelărie. Cu jumătate de oră înainte, l-a văzut făcând curat la ghena de gunoi din parcarea pieței. Fălticeneanul a intrat în carmangerie și l-a filmat pe angajatul pieței cu telefonul mobil, tocând carne la mașină și dându-o apoi din mână în mână clientului care tocmai o comandase. Mai recent, deci am primit această notă, se face precizarea că un cetățean angajat al primăriei, care muncește la măturat pe acolo prin piață, am înțeles că în timpul programului desfășoară și activități în această carmangerie. Ce vă pot spune eu, ne vom deplasa și vom constata dacă se confirmă. Este interzis ca un cetățean să desfășoare activități de prestări servicii sau cum se vor numi astea de măturat la primărie și să desfășoare și activități în cadrul carmangeriei. Aici, cetățeanul care lucrează în industria alimentară trebuie să dețină carne de sănătate, să fie sănătos de la medicul de familie și nu are voie să presteze aceste două activități. Sunt incompatibile. Deci noi vom face anchetă și îmi voi da răspuns la domnul Rusu Vasile. Dumnealui ne-a trimis și un DVD, noi am vizionat DVD-ul, am constatat și am văzut trei persoane care desfășoară o activitate, deci el este fără sonor, nu știm ce se întâmplă acolo, nu cunoaștem persoanele, ne vom deplasa, vom face identificarea persoanelor și vom da răspuns în termenul legal a acestui domn Rusu Vasile. Vasile Rusu a mai făcut plângeri la DSVSA, însă după verificarea spuselor acestuia nu s-au constatat nereguli.